Liderul PNL Gorj, Dan Vâlceanu, insistă pentru o dezbatere cu șeful PSD-știlor Mihai Weber pe problema mineritului. Asta după ce socialdemocratul a declarat în presă că, cităm, nu-i face agenda Vâlceanu. În replică, Vâlceanu spune că el este dispus să se pună la dispoziția lui Mihai Weber. Eu nu-i fac agenda domnului Weber. Și mai degrabă, să știți că eu o să-mi fac agenda după domnul Weber dacă dânsul va fi de acord să vină la o dezbatere. Adică, când vrea dânsul, dânsul face agenda, da? Și eu o să vin atunci când agenda dânsului va permite. Dar sper că nu la anul pe vremea asta. Adică, n-am de gând să-i fac agenda, ci uite, mi-o fac eu după domnul Weber, astfel încât oamenii din Gorj să aibă o dezbatere pe subiecte care interesează cu adevărat. Pentru că, trebuie să recunoaștem, complexul energetic Oltenia este probabil subiectul numărul 1 în județul Gorj. Deși lansează atacuri în mediul online și în presa locală, liderul PSD, Mihai Weber, fuge de dezbaterile cu politicienii pe care îi critică de la distanță.